Pentru tauri, legat de o călătorie, de un curs, de un contract eventual, un proces, pot să apară gusturi îndoielnice, frustrarea se poate manifesta în zona iubirii, pot să apară inhibiții psihice, relații un pic mai dificile, marcate de intrigă, iarăși în această perioadă. Eclipsa parțială de soare și luna nouă din 25 octombrie din Scorpion poate să. Putem spune că pentru tauri se concentrează pe contracte, asocieri, căsătorie, proces eventual, și aici aduce energii care se orientează către schimbări profunde, aspecte ascunse, secrete, trădări, temeri care ies la lumină. E un moment care poate se libereze de temeri, de obiceiuri mai vechi. Energia aceasta se simte mai mult de semnele fixe: taur, leu, scorpion și vărsător. Lucru care vă include și în plan personal, și în carieră, sunt posibile frustrări, nervozitate, nemulțumiri, căutări, stări de revoltă și chiar relațiile pot fi mai tensionate. Legat de contracte, de căsătorie sau de un proces chiar uh, posibil, uh, oamenii caută cei uh, din Zodia taur uh, să păstreze armonia sentimentele nobile, gusturile rafinate, afectivitatea, relațiile se pot, putem spune că pot fi armonioase, plăcute. Apar dorințe profunde, greu de exprimat, se preferă discreția, manevrarea informației, trăirile pot fi intense. E o perioadă când poate să apară dorința de a vă asuma riscuri mai mari, mare atenție la riscurile de accidente și puteți avea ambiție, credere, în forțele proprii, dar apare și instabilitatea profesională cu mai mare probabilitate și atracția către mistere. Relațiile sunt ceva mai instabile. În 26 octombrie, în planul carierei, se acumulează frustrări, nervozitate, nemulțumire, căutare, revoltă. În planul contractelor și al asocierilor și al proceselor, poate chiar și al căsătoriei, apar schimbări. Răsturnări de situație, începerea unui nou ciclu de viață. În 26 octombrie, contractele sau procesele pot să aducă nervozitate. Uh, e un moment în care vă puteți folosi autoritatea, dar uh, există și riscul de neînțelegeri. Relațiile pot fi ceva mai dure și apare tendința de a fi poate unor mai încăpățânați. Din 30 octombrie 2022, Martin Mers, aparent retrograd în gemeni, va favoriza acțiunea curajul, uh, ele se reduc, uh, uh, am zice că va crește frustrarea, se va prefera analiza, tendința de a abâna, tendința de a aștepta schimbări și e un moment de planificare și de analiză și nici de cum de acțiune, lucru care pentru voi va fi valabil până prin 12 ianuarie 2023.